Este adevărat că oamenii se focusează mai mult pe lucrurile mai importante, cum ar fi timpul petrecut cu familia, primirea colindătorilor și mai puțin statul în bucătărie. Eu mi-aduc aminte din copilărie, mi-aduc aminte de mama, că ea la 8-9 seara în ajunul de Crăciun era foarte obosită și surmenată, că muncise toată ziua și făcuse mâncare și nu se bucura de colindător așa cum mă bucuram eu. E adevărat că oamenii, timpul este comprimat și nu mai este timp de nimic, dar dacă poți să profiți de bucate gata făcute, tu doar să le pui pe masă, de ce să nu o faci? Și pentru că orice nevoie creează o oportunitate. În ajutor vin băcăniile care reunesc game largi de produse de la producătorii locali. În cazul acestei băcănii din Suceava, preparatele din carne de porc și vită, dar și carnea proaspătă, provin din ferma proprie. De peste 6 ani de acum facem preparate tradiționale. Acum 2 ani ne-am mutat într-o casă un pic mai mărișoară, pentru că nu mai încăpeam în băcănie să le producem și momentan le facem în abatorul nostru propriu. Și pentru acest an am pregătit același pachet cu preparate cu care am obișnuit pe clienții noștri, câte un pic din fiecare. Ne-am gândit și la ideea că sunt mulți care nu pot să stea la coadă, care sunt contratimp în perioada sărbătorilor și dacă lasă o comandă cu acest pachetel, pot doar să vină să le ridice sau putem să-și livrăm chiar la domiciliu, nici nu trebuie să vină până la noi. Ferma noastră are porcușori, dar și văcuțe Angus, care sunt special pentru carnea lor fragedă și gustoasă. Pachetul pe care îl puteți vedea aici conține 9 produse, 2 tipuri de cârnați, ceafă și cotlet de porc, kaiser, slănină, salamul de vită cu nucă foarte apreciat de clienții noștri și mușchilețul montana și pastrama de porc. Iar ca masa de sărbătoare să fie bogată, așa cum toți ne dorim, în completare, pe lângă mezelurile tradiționale, pot fi alese și multe alte produse. Se pot comanda și alte produse pe lângă pachetul standard. Și am preluat comenzi chiar și de cozonaci și de pâine de casă, de care facem noi fiecare zi. Deci orice se dorește, facem cu mare drag. Pe lângă preparatele din băcănie, ce-ar fi masa de sărbătoare fără salată beof, sărmăluțe, piftie sau friptură? Și pentru acestea, soluția este la îndemâna persoanelor care nu vor să-și petreacă sărbătorile în bucătărie. Comandate din timp, bucatele vor ajunge la voi fix înainte de a le pune pe masă. În pensiune avem alte bucătărese. Facem salate din perișoare, salata beof, foarte cunoscută și apreciată pe masa de Crăciun. Piftia cu afumătură de porc și carne de pui, sărmăluțe servite cu salată de sfeclă, chiar și platoașe cu rulade, cu terine. V-am spus, gama este variată, doar să spuneți, să spună ce doresc, că noi ne le pregătim.